La început, ca să începem, ca să te faci cu noi, cine sunt trei de care sunt pe real? Toți pe real. Practic tot. O, a fi foarte interesant acum. Cine a făcut astăzi profil? Profil petrol, petrol, gaz? Așa! Ce sunt? Dolar, Care ar fi soluția la, la această situație? Atunci când sunt multe instrumente și piața lucrează, ți reușoate. Care ar fi soluția? Dacă îți permit contul, creezi toate. Dacă nu, ai făcut profit mai mare pe unii, când vezi numare și le închizi în piații care au mișcare mai mult. Este o idee, dar trebuie și un pic discutat. Dacă se dea închide și îți chide altă tranzacție sau pe alt instrument. Nu, de exemplu, instrumentul a avut putere de vânzare, da? S-a dus și acolo începe într-un moment că am cineva, păi nu vreau, iar nu... De exemplu, taurii încep să fie, dar deja și piață. E când ai contul așa cum e mai desigur la închiți și în spațiu în care ați dolarul la ora 15 și niște mișcări frumoase, ca să îmi dă Aici e un moment foarte interesant, Frederic, vom discuta la început până vom începe tema. Plăcomie, fiindcă acum cu toții care ați scris tranzacții, v-ați simțit în niște emoții din descris, dar vă rest cei care ați scris primele tranzacții sau sunt prima a doua săptămâni tranzacționare. Plăcomie, cum să ne controlăm plăcomie? Spune-mi așa, să închidem tranzacția, că apare întrebarea, să închid acum sau să mai am răbdare? Dacă trebuie, văd piața un pic să doar și o urmă, face o umbră, ce faci? Să închid mărind, după aceea piața. E da cine-ți dă 50 dolari? E da cine-ți dă 100 dolari? Da, da. E nici atât de bun. Și aici apare momentul. Se mierde schimb hack-ul, se mierde să luăm potențialul maxim sau mai bine se închide tranzacția noastră? Ce măsuri trebuie să implementăm ca să fim, să luăm la maxim posibil de pe piață? Dumneavoastră toți sunteți deci la etapa de practică. Ce trebuie să facem în cazul în care am fost acum pe petrol, am deschis tranzacții sau pe natural gas sau pe piața voluntară, piața merge în direcția noastră? Ce faci trade? Ce trebuie noi să facem? Ce măsuri trebuie să implementăm? Ca să luăm la maxim potențial de piață. Nu ești la piață, în primul rând, pentru că dacă să ne controlezi cu noi emoțiile, apoi noi aș închide pe simulație, nu aș putea ce-i sub ce-am făcut acolo. Oricum, după nivelii m-am orientat, doar că sunt niște nivele care spune, uite, piața se duce mai departe, are unde, aici nu un nivel. Deja când, respectiv, în preajma nivelilor, piața începe puțin deja să se retragă. Și acolo ar fi un moment de... Dar care ești scopul nivelilor? Scopul nivelilor, care este? Păi să identificăm, bine, noi știm nivele, sunt chestii astea de școală. Cum noi să le identificăm? Cum să le dăm o noțiune, o definiție? Doar nivelele sunt acea barieră psihologică. Vrei, nu vrei, dacă acest nivel este depistat într-o perioadă mai lungă de timp, oricum acolo prețul să oprească. O să formezi o lumânare, spre exemplu, dacă merge vorba de cădere, neapărat va forma o lumânare ascendentă, după care deja iarăși însă, dar neapărat acolo ceva o să se întâmple. De ce noi depistăm aceste nivele într-o perioadă mai lungă de timp, după care deja, în perioade mai scurte, în funcție de scopurile noastre, noi deja le corectăm, să spunem așa, sau le mai adăugăm. Încă alte metode. Încă că am folosit, a spus dumneavoastră, nivelile. Încă ce metode? Avem deschis tranzacții de vânzare, prețul nostru sell, de exemplu, da? Prețul nostru și puternic în jos. Nu, traderul ce face? Are take profit aici. Ar fi corect să închidă take profit? Nu. Sau să te modifici take profit? Îl dăm un pic mai jos și punem stop loss pe zero. Foarte corect. Aici o metodă foarte bună, anume situații de date, că sunt mișcări puternice. Nouă ne vine mai greu să, ieșim, să găsim momentul de ieșire pe piață, corect? Adică aici apare întrebarea. Puterea vânzătorilor mai continuă în piață sau posibil să se miște, să se schimbe piața? Traderii aici ce folosesc? Stop loss pozitiv. Da? Am transferat stop loss pozitiv, ne-am asigurat un profit minim, care noi am considerat, mai departe, deja avem posibilitatea să modificăm mai departe profitul mai jos. Întrebarea, până unde? Apropo, dar cine te trebuie agrează după mine? Sau toți avem frică aceasta în noi? Nu, eu agrediez, dar trebuie să o controlez. Știți, eu mereu spuneam de la euforie până la depresie, un fir de ață. Eu, de fapt, agriez lăcumia, numai că lăcumia calculată. Ce înseamnă aceasta? Eu, spre exemplu, chiar și în situația aceasta, da, eu am speranța că tot și el o să meargă până de copt și chiar și mai mult. Evident că aici o să mă asigur. Dar nu, spre exemplu, cum sunt anumite trei de care deschid o tranzacție, i-au uitat de take profit, stop loss și au plecat.
cu gândul că ea totuși acolo să ajungă? Așa e corect? Trebuie să ne asigurăm, desigur. Eu, la un moment dat, știu că eu fac lucru în jos, la un moment dat, când îți faci o lunare albă din ghițere și s-o dus să-ți dă o spus papa. Tot timpul trebuie să fii curat. Tot timpul, indiferent de situație, trebuie să ne asigurăm. Încă un moment în care traderii au observat că acum l-au făcut, au modificat take profit. Întrebarea pe multe modificări take profit. După ce ne rentăm? Încă. Până la următorul nivel. Nivel? Sau? Fibonacci. Un instrument foarte bun care acum lucrează foarte bine, pe orice instrument, Fibonacci expansiune lucrează perfect. Acum o străbătut nivelul unei instrumente, o străbătut nivelul care? 68, take profit-ul dacă îl modificăm, da? Al transferăm la nivelul 100, stop loss pozitiv, îl punem mai sus de nivelul 68 al Fibonacci expansiune. Și atâta tot, lăsăm tranzacție să meargă la maxim posibil. Da. La maxim posibil. Deci, sunt două tipuri de trader, da? După emoții, dacă vă repede, sunt trader vacu, sunt trader, spune așa, fricoși, da? Care se tem să fie tranzacții. Ambii trader au plusuri și minusuri, dar mie foarte mult îmi plac traderii vacu, care vor să iei piața la maxim. Chiar dacă uneori ei își permit să încalci careva reguli, un trader vacu nu îl poți opri. Îi poți pune o barieră, da? Și să poți să-l încetinești. Un trader care se ficoase foarte greu depășește pragul psihologic. Deci el, fiți la acum, luați la maxim de piață. Nu vă fie frică, pentru că piața chiar așa s-a demonstrat pe direcții valutare. Dacă noi mergem pe direcții, dacă mergem pe direcții corecte, chiar dacă piața face o corecție mai puternică, ceea ce a făcut euro, GBP-ul, AUD-ul, da, s-a dus brusc în sus, nu înțelegem ce se întâmplă, da? Tot și mai devreme sau mai târziu, e merge mai departe în direcția care este din timp stabilit. Trendul este prietenul nostru și merge foarte bine. Deci, nu vă fie frică, sunt metode de a ne controla frica dată, metode de stop loss-ul, este lacătul și mai departe, dar fiți lacătul, luați de piața la maxim posibil, piața vă oferă posibilitatea ta. Ok, încă un lucru ce am vrut să mai discutăm înainte din tema noastră, dar nu, o să lăsăm pe parcurs. Ce tema e noi azi în masterclass? Ce temă din masterclass ai noi astăzi? Tare interesantă, de mult am discutat despre compartimentul dat sau puterea dat. Pentru cine am adunat aici? Pe tot? Ce nu te întrebuie de la adunat pe tot? Ce așa puțin? Restul? Ce mai includeți în portofoliul vostru? Portofoliul investițional? Care instrumente? Care instrumente în general sunt cei mai populari pentru trader? Natural gas, mai rar au avut natural gas. De ce natural gas? Pentru că chiar acolo faci interesante mișcări. Are o specifică vrăjai? Da. Este. Sunt traderi aici care au foarte multe perechi valutare sau foarte multe instrumente pe care transacționează, sincer. Adică adaugă și plus cursuri și mult. Asta? Și cum? Este mai eficient? Sunt două tipuri de traderi observați, anume traderi începători, adaugă foarte multe instrumente. Adaugă chiar de piața valutară, adaugă GPP, de eu foarte mult cross-cursuri. Toate cotațiile, după care, cum și-a spus colega, petrolul, marca și brand și VTI, natural gas, sigur. După care, aici, piața de capital adaugă careva instrumente, da? Este corect? Nu știu atât de multe instrumente sau mai bine este limitem, cum crezi? Eu consider dacă un trader și-a găsit un instrument care îl înțelege și trebuie să-l lăs pe acela. De exemplu, am 10 instrumente tot pe care tranzacționez, dintre care 3 sunt pe brand, pe teaiu și gazul natural, restul sunt pe forex. Și reușesc să-l văd, de exemplu, îl înțeleg deja. Dar folosiți aceeași strategie cu toate instrumentele? Nu. Deci au tipul de vreoași pe când a fost la practică, au fost o săptămână acolo. De exemplu, piața nu era așa de activă și nu avem întrebări pe aceste lecții acolo cu toate care avem. Atunci am trecut la aici să mai exoce, să nu avem GPP sau ceva ce nu. Eu GPP este acuzul. Trebuie să avem mai multe pătate, mai multe să căutăm mai momentul de intrare, să avem mai multe deschizi, adică să căutăm momentul la care, să urmărim de momentul. Sunt
Eu sunt de părere deja din experiență că traderii odată ce avansează, ei se limitează în trei valutare, în instrumente, în scenarii. Chiar dacă la început toți se vând să ai mai multe, cum a spus și domnul Viorel, sunt cazuri când piața, dacă vorbim toate proiecte directe sau indirecte, dacă dolarul american intră într-o corecție, toate e corecție. Și cred că nu este momentul de intrare. Numai trebuie să avem un pic de răbdare și avem alte instrumente de piatra marfară sau piatra de capitală care trebuie să tranziționăm. Dar sunt traderi, am traderi care tranziționează strict petrol. Foarte mult am vrut, am dorit să cazi trader odată când la Masterclass-ul dat. Am spus că nu reușește în timp. Am un trader care tranziționează strict pe petrol. Doar pe petrol și iubește foarte mult instrumentul dat. Ce câștigă traderul care are doar câteva sau dar câteva instrumente care tranziționează? El le înțelege, el deja simte toate mișcările și foarte mult se informează anume pe o pereche valutară sau pe un instrument și am studiază la toate 110%. Deja dumnealui atât de bine simte momentele de intrare pe piață, deja din experiența care i-a oferit-o piața și timpul care trece foarte mult pe perechea pe petrol, îi oferă o siguranță și o încredere în sine anume pe instrumentul dat. Am traderi care transitează foarte bine doar perechi valutare, am traderi care foarte mult iubește australian și dolarul neozelandez. Foarte bine lucrează doar perechea dată. Dar, la început, traderii, într-adevăr, se vândă pe mai multe instrumente investiționale, dar cu timpul se des când este mai bine și mai productiv când traderul ia un coridor și merge doar pe el. Și încet, încet, începe să înțeleagă, cum a spus și domnul, începe să înțeleagă și chiar și pe drumul mai bine, fiind deschizând tranzacții multiple, deci începe să înțelegi caracterul acestui instrument, da? Caracterul acestui, cu natural gaz, are specificul lui, are momentul lui cum se meargă. Și traderii, cât mai mult tranzacționează pe el, cât mai bine începe să-l înțeleagă. E clar aici? Ok. Începem cursul, începem să discutăm să... Vreau ceva să discutăm de strategie. Spre exemplu, mulți dintre voi folosiți numai o strategie sau vă bazați pe mai multe strategii? Și cum ar fi corect? Chiar nu trebuie să găsești o... Da, mai bazi, mai multe folosești mai multe și mai mare. Așa. Deci, cel mai interesant, spre exemplu, sportivii, da? Noi avem, este un sportiv, chiar în luptă, spre exemplu. Dacă el folosește un element de 1000 de ori, o să-l învețe? O să-l cunoască la perfecție. Dar dacă el folosește 100 de elemente pe o singură dată, o să le cunoască? Nu o să înțeleagă de ce face și de ce face el așa. El pur și simplu să spune de că el știe așa trebuie. El nu o să înțeleagă pur și simplu ce să fac mai departe. El o să creadă că el o pune de tot așa trebuie, pentru că la fiecare legon se face reflex. Și așa la oameni, să fie un reflex, el pune acolo de pe trei. Cel mai interesant că acest luptător nu o să aibă succes. La fel și traderul. Dacă el o să tranzacționeze pe instrumente foarte multe, el nu o să le înțeleagă. Pentru că, în primul rând, în trading istorie se repetă. Cum spunea profesorul meu de istorie, nimic nu este nou sub soare. Tot ce a fost, se va mai fi. Ce s-a făcut, se va mai face. La fel și aici. Deci, atunci când voi evaluați un instrument, neapărat trebuie să-l cunoașteți de la A până la Zer. Că voi, într-adevăr, chiar dacă o să fie o corecție, chiar dacă o să fie o mișcare mai, ceva mai deosebit, voi nu o să vă speriați. Voi deja o să aveți imunitate. Iar, spre exemplu, chiar astăzi, noi stăteam cu grupa de la orele 4 și când pe brand a fost o lumânare neagră, puternic, frumoasă, noi la toți aveam dispoziție de a vinde, aveam tranzacții schise în săl. Acum, brusc, o lumânare albă și tot zicea, ce să facem, ce să facem, după să vinem, după zic, stați, iată, așteptați până la final de oră, voi să vedeți într-o lumânare albă, mare, ascendentă, brusc, care a răsat o umbră și a căzut în jos. Da, real, uitați-o, psihologie. Eu nu însă, dar le spuneam că atunci când vezi lupta aceasta pe piață, îndată gândești că este un local, un ofici, unde se luptă cumpărătorii și vânzătorii. Și voi, pur și simplu, trebuie să aveți răbdare să așteptați. Atâta tot. Nu însă, dar spune, regula de bază este să schizi tranzacție, plasată, ai promis, tu plos, gata, ai uitat. Și atunci când traderul vine și spune, dar cu eu nu am timp pentru trading. Asta este un avantaj pentru vostru. Pentru voi. De ce? Pentru că voi ați schis tranzacția, ați lăsat-o, ați venit seara acasă, tranzacțiile sunt în profil. Ce dintre voi așa tranzacționează? Regul că a dat experiență de depozitivă. Să hei, că am mus în șiet pe depozit așa cât de cât, schis tranzacția.
Eu credeam că toți noi vrem să facem bani. Cât mai mult e urmărești, atât mereu faci. Da, fiecare lună are. Dar faci adaugi. Nu. Ce se întâmplă în momentul dat? E foarte simplu de explicat. În momentul când dumneavoastră faci analiză, dumneavoastră să treci pe piață. Da? Adică faci din punct de vedere tehnic. Analiză, da, astăzi petrolul, da, făcut o coborâre, făcut o corecție până la nivelul 50 la Fibonacci, traderul analizează corect, pune Fibonacci, pune toate instrumentele, ei se formează intrare de sân, traderul schide sân, pune stop loss-ul, cum e corect, cum am învățat la etapa de practic, pune take profit-ul, piața se pornește puternic în jos și evident de când se activează sân-ul dat, da, și se schide sân, traderul ce face, ce sunt emoții. Frică, elăcomii, toate emoțiile care le poate scrie un om, toate sunt acum în trader-ul dat. Piața puternic duce în jos, după care evident că asta este un factor psihologic, anume lunare de petrol, azi discutam cu un trader, etapa dată când lunare, se formează lunare puternic în jos, asta e ca un efect de un elastic, da? Dacă îl întinzi puternic, dai drumul, el vine înapoi. Fix așa și piața. El puternic a plecat în jos, după care a revenit înapoi un pic, a format o dispoziție, că parcă deja nu mai au putere vânzătorii, după care piața a căzut mai departe. Dar traderul, după ce a schis tranzacția dată, a plasat tehnic stop loss-ul, a plasat tehnic take profit-ul, nu mai modifică nimic absolut. Doar în cazul când, într-adevăr, piața merge bine jos, cum BKB Petrol, ajunge aproape de take profit, stabilește după Fibonacci expansiune că piața mai are potențial să meargă jos, stop loss-ul dat îl plasează în pozitiv și deja își permite să modifice un pic stop loss-ul take profit-ul. În alte situații nu îmi permit, fiindcă deja nu gândesc, nu gândești traderul analitic, dar gândesc emoțiile pentru el. Îl influențează foarte mult, de ce? Ați plasat stop loss, ați plasat take profit-ul, lăsați tranzacția să meargă. Piața să meargă, fiindcă piața ei merge, nu putem noi influența. Am traderi care urmăresc foarte mult piața. Ce schimbă asta? Păi îi pot influența cumva mișcările, lumânările, nu? Că privim noi lumânările sau nu privim noi lumânările, ele nu se schimbă. Noi traderi, de la etapa teoriei, la prima lecție, traderi unde suntem? Pe ultima poziție. Noi cea mai mică influență avem pe piață. Dar noi trebuie să urmărim piața tehnic și mergem de urma pieței. Asta eu tot timpul repet. Noi venim în gară, da? Este trenul, ne-am urcat, mergem, ne ducem unde avem de dus. A trecut trenul. Așteptăm când vine altul. Nu fugim de urma trenului. Mai este momentul când traderi, chiar astăzi, pe petrol, au început să deschide tranzacții. Deja sell, când deja piața deja nu mai are. Tot nu este atât de corect, da? De ce? Aveți încredere dumneavoastră, lăsați tehnic tot și dați-i pace. Închideți calculatorul, căutați-vă alte activități. Nu stați în fața calculatorului ca să vă pierdeți nervi, depresii, da? Diferite emoții negative care nu vă influențați dumneavoastră pozitiv. De ce? Lucrați tehnic, închideți calculatorul și așteptați, aveți răbdare ca piața să ajungă ori stop loss-ul, ori take profit dumneavoastră. Fiindcă stop loss-ul dat care este plasat, el nu e plasat cum vrea brokerul sau cum vrea, nu știu, așa. E plasat așa cum dumneavoastră l-ați calculat corect până la 5% din depozitul dumneavoastră. Și asta este corect. E clar aici? De ce? Tot timpul încercați să nu stați în fața calculatorului, nu aduce rezultat asta. Din contră, ați deschis, lăsați tranzacțiile să meargă până în drumul lor. Clar aici? Și puteți să vă întâlniți un moment. Piața nu este ceea ce simțim, piața este ceea ce vedem. Recent a venit un trader la analiza tranzacțiilor și îmi spune pe următor. Uitați-vă, la mine s-a închis tranzacția în stop loss. Deci eu am preconizat că el o să meargă jos, dar el s-a dus în sus. Asta e corect? Cum așa s-a întâmplat? Acum, haideți să depistăm totuși cu ce volum acel trader a intrat, ce depozitare și totuși mai departe. El a deschis tranzacție cu 5 lote. Asta e mult? Spuneți voi. E mult? De prin legea asta, piață, e mult? Circuitul pe zi este de la 4 până la 7 trilioane. Cine este acel trader cu 5 loturi? El se vede? Nu. Un singur trader deschizând o tranzacție cu 5 loturi, poate cumva să modifice piața? Deloc. Mai țineți minte încă un moment. Efectul de dumă. La fel același curent în ocean, da? Sul este curent cald, de exemplu, unde sunt peștișorii micuți. Dacă un peștișor iese din acel curent, el va supraviețui? Ține șanse, la fel și aici. Trader cu piață e nimeni, e zero, el nu se vede, mai ales cu 5 loturi. Ok, mai cred de companiile care intră cu miliarde. De aceea, nu poți fi cât piață trebuia. Piața merge, noi ne conformăm. Și asta e foarte important.
ceva? Ok, dați începem tema de astăzi, petrolul. Să discutăm care sunt, pe cineva, cine încă o dată ridicați mâna, cine tranzacționează activ pe petrol. Îi place foarte mult instrumentul, dar... Dar nu ați putut să petrol. Ok, acum vom discuta despre petrol. Sunt foarte multe evenimente cum legate de petrol. Care sunt ele? Cine cunoaște ce evenimente legate de organizația OPEC? Am spus o sondată despre prelungirea. Prelungirea, dar ce strângeați? Care e situația lui? Condițiile care au fost până acum se prelungesc. Când trebuia să modifici... Dați-mi de la început, de la o bază. Care sunt condițiile de formare a prețului, anume a petrolului? Rezerve. După rezerve, da? Iarăși, mergem după aceeași pe piață, sunt cumpărători, vânzători, adică să luptă cererea și oferta. Ce reprezintă cererea pe piață? Ce reprezintă cererea pe piață? Depinde cum evoluează lucrurile în lume, adică chiar cum a fost pandemia. Nu s-a stopat circulația? În mare parte, cine sunt consumatorii și mai mari de petrol? Nu consumăm noi, automobile nu consumă cel mai mult petrol, adică se consumă, dar... Energetică și transporturile. Transporturile și foarte mult din petrol se consumă la industrie. Foarte tot ce se produce, mare parte, se produce din petrol. Combustibilul care se produce, asta este o parte, dar nu este cea mai multă parte din petrol, nu se duce la combustibil, se duce la alte surse. Care țara este cea mai mare consumator de petrol? E asta Statele Unite. China. China este cel mai mare consumator de petrol. A fost, va fi în continuare cel mai mare consumator, de motiv că sunt foarte multe industrie acolo, care evident că e produs din petrol diferite mărfuri. Acum, cererea pe glob. Crește acum sau nu? Nu crește. Crește, dar sunt anumite rezerve, mai apar cu COVID-ul și un pic. Global, da, mai par careva focare de COVID, dar global, care e situația cu, general, cu post-criza dată, dar cum sunt economia acum la ziua de astăzi? Își revine după criza dată, deja industriile spun de la picioare, din nou se începe export, importul, da, din nou oamenii începe a circula, pleacă la odihnă, da, iar privim cotul, toți sunt limite, dar oricum oamenii circul, da, pleacă la diferite manifestări, adică cererea pe piață crește. Ce se întâmplă cu oferta și ce reprezintă oferta pentru petrol? Oferta, cum se reglementează oferta dată? Capacitatea zilnică de extragere? Da, capacitatea zilnică de extragere. Cât petrol se extrage? Cine reglementează extragerea de petrol? Cu mai cerere, cu mai mare cerere, cu... Op, aici. Ar trebui să fie așa. Dar, este organizația OPEC. OPEC, da? Oferta. Care e situația cu oferta? Piață. Cum vedeți dumneavoastră cererea și oferta? Oferta asta după cererea pe piață sau nu? Nu. La momentul actual. Nu. Ok. Ultimele date spune că piața s-a revenit după criză și este într-o necesitate, adică cererea este depășește 2,3 milioane de barili. Adică cere foarte mult petrol, se consumă foarte mult petrol, oferta este limitată. Adică se oferă puțin petrol pe piață. Din ce cauză? Deoarece e OPEC Plus. Cine urmărește evoluția OPEC Plus și care ce reglementări au ei? Nivelul de extracție zilnic pe anumite perioade. Sau pistilește ce urmărește. Organizația OPEC în luna ianuarie, anul 2021, a pus careva sancțiuni, spunem așa, sau niște limite la extragere de petrol, care a oprit sau mișurat extragerea de petrol cu minus 2 milioane, de bareli pe zi. Cu Iran, acum și ajungem la discuția cu Iran, acum cu Iran e destul de interesant, dar asta influențează direct prețul la petrol, fiindcă este organizația care reglementează cât petrol se extragă, cât petrol se consume și este deja cererea care nu poate influența nimic. Dar influențează deja situația economică de lume, da? Dacă situația economică de lume crește, evident crește prețul, ce faci? Crește. Acum, în momentul actual, cererea crește foarte brusc, fiindcă economiile își revin, merge vaccinarea, cât de cât deja lucrurile revin la normal, cererea crește și prețul ce am observat noi. Crește, este o trendă crescătoare.
Acum, evident că sunt țările care exportă petrol, care extrag petrol, lor le convine acel ca preț fie scump. Da? Dar sunt țările care procură petrol, cum ar fi China, cum ar fi Statele Unite ale Americii, fiind Statele Unite ale Americii procură foarte mult petrol, lor nu le convenabil ca prețul să fie mare. Și evident că înaintează propunerea de a, ca OPEC să mărească extragerea de petrol, pentru ce? Pentru ca prețul să se coboare pe jos în jos. Deci noi trebuie, ca să înțelegi ce vreau să duc eu acum, noi vom discuta acum un punct de vedere fundamental. Ce influențează prețul la petrol, care sunt factorii care faci provoacă creșterea pe piață și căderea pe piață. Acum, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Au făcut o ședință, da? Au organizat ședința OPEC Plus, care s-a organizat când? Joi, vineri. Unde nu au ieșit un numitor comun. A fost contramătată pe luni. Unde luni s-a discutat și anume Arabia Saudită nu a fost de acord cu cerințele care au cerut pe Plus să mărească de luna august cu jumate de milion de bareli în fiecare... Emiratele. Nu au fost de acord cu limitarea dată, cu mărirea extragerii de petrol. Pentru ce s-ar face asta? Ca prețul să coboare jos, pentru că nu sunt mai interesate unei țări ca prețul să fie atât de scump. Să lupte, este vizibilă lupta dată. Noi petrol se vede foarte bine cererea și oferta pe piață. Ceea ce piața valutară este mai greu de pistat, ce formează cererea. Acum, la momentul actual, ce se întâmplă pe petrol? Prețul nostru a ajuns la un nivel maxim și noi toți așteptam ca să organizați-o pe OPEC. Și eu recomand tot cei care tranzacționează pe petrol, trebuie să lasă toate evenimentele legate de organizația dată, fiind tot ce se discută la organizația dată influențează direct. Chiar dacă, ce s-a întâmplat joi sau vineri, dacă nu mă greșesc, nu a ieșit la un numitor comun, nu a fost rezolvată problema și prietul ce a făcut? S-a dus, a fost între unghi aici, nu a fost reglementată situația de piață și prietul ce a făcut? A crescut mai departe în sus, a crescut puternic în sus. Toți așteptau ca OPEC să fie careva măsuri să oprească creșterea dată pe petrol. De ce? Traderii care tranzacționează, neapărat urmăriți OPEC Plus fiecare declarație de lor. Ce se întâmplă acum? Ei vor foarte mult ca cererea dată de 2-3 milioane să o stopieze, pentru că este o cerere enormă de petrol pe piață, să o stopieze cu mărirea rezervei de petrol din luna august. Urmăriți o situație care se publică la nivel de OPEC Plus, fiindcă ei vor veni, eu anulat pe un termen nelimitat, nu se știe când să fie organizat, când să întâlnească iar OPEC-ul, dar cred că în luna iulie neapărat se vor întâlni pentru a discuta ce vor face. Și toți, undeva 90% din participanții la OPEC Plus, toate țările care extrag petrol, vor ca să pui careva restricții, ca să extragă mai mult petrol fiecare. Acum apare factorul politic. De ce ei nu ies la un numitor comun? Că ar fi foarte ușor. Azi s-au întâlnit tot OPEC, au discutat, toți au ajuns la un numitor comun să mărească de luna august cu 500 milioane de barili. Care, cum crezi? Deci, care este motivul că ei nu ies la un numitor comun? Este sursa ecuizabilă, este și sursa dată, dar lor este sursa ecuizabilă. Asta ar duce ca, din contră, să permite ca prețul să ducă mai sus. Asta ar permite ca prețul să crească, fiindcă este sursă ecuizabilă. Și eu aș limita, iar pune restricții să limiteze extragerea petrolului, să extragă mai puțin ca prețul să fie mai scump. Deci, din contră, vor ca prețul să fie mai ieftin. Sau vinde mai mult. Oricum, în viitor, apucat, să urmează să treacă la surse alternative. De acord, este, da? Toți acum încearcă, toate companiile încearcă să ajută să, de exemplu, Volvo, ce a publicat Volvo? Până în anul 2030 să fie toate mașinile electrice, da? Adică, într-adevăr, ce este pe an, cererea de petrol cade cu 2 milioane, cu 2%. Cererea de consumul de petrol cade cu 2% fiecare an, da? Pentru că, într-adevăr, toți încerc să treacă la energie regenerabilă. De ce ei nu au ieșit la un monitor comun din prima ședință? De ce au, de ce asta amână și tot să amână? Cu mare parte ei, ca o țară, nu pot să spui că da, noi îi putem cu ei, împotriva, spune, poluării aerului, dar oricum, este o afacere care ei aduce
miliarde de dolari. De ce aici e nouă și mai multor cu mănânc complet din asta? Lor le convine să vândă mai scump. Lor le convine să vândă mai scump, foarte corect. Lor le convine ca prețul să fie cât mai scump aici. Cui nu-i convine ca să vândă el? Celor care a spus că importă petrol. Una din a doua cea mare țară este SUA. SUA nu-i convine ca prețul la petrol să fie scump. Stii mare. Și ea vine cu implementare, cu când SUA participă la organizația, este membru al organizației OPEC și întind că ea vine cu măsuri de date. Că sunt un grup de persoane, de țări care vor să implementeze. Sunt țările cum ar fi Rusia, OPEC Plus include și Rusia, Emiratele, care nu doresc ca prețul să fie ieftin. Și că este lupta dată. Noi, ca trainer, trebuie să urmărim fundamental toate ce e legat de OPEC Plus, toate ieșirile lor, pentru că ele influențează direct. De regulă, când se întâlnesc OPEC-ul, piața, în perioade scurte, se formează triunghiuri. Deci, traderii urmăresc OPEC Plus, pentru noi nu știm, în mare parte, este scopul pus ca ei să mișoreze, să suplinească cererea care este pe piață acum, trebuie să o suplinească într-o oarecare măsură, ei vor veni cu careva restricții din luna august, care vor începe de 1 august, neapărat se vor întâlni în 1 iulie. Și vor discuta. Noi, ca trader, trebuie să urmărim fundamental toate noutățile legate de OPEC Plus. Plus, cineva a spus de Iran. Care e situația cu Iran? O ceva restricție pe în 2015, Iranul, fiind o țară care are rezerve foarte mari de petrol, dar în 2015 a fost o, spunem, o problemă la nivel politic. Iranul a început, nu din 2015, dar începea să țările, în alte dezvoltate, cum ar fi SUA, Germania, Europa, au început să fie un pericol în Iran, că Iranul deținea armament nuclear. Și cum poate țara să reglementeze sau spui să controleze o altă țară? Știind că economia Iranului se bazează foarte mult pe exportul de petrol, ei ce au făcut? Au închis robinetul. Le-au pus sancțiuni legate de exportul de petrol. Adică Iranul are foarte mult petrol, dar n-are ce face cu el. Asta a fost făcută în 2015, acum deja se finisează anul de unde deja trebuie să fie mai departe continuat sancționate sau să anulează sancțiunile. Acum au fost negocieri foarte interesante între Iran și Statele Americii, în momentul în care, dacă Iranul intră pe piață, intră în organizația OPEC și le permite ca să exporte petrol, pe piața, pe volumul care se extrage, Iranul ar veni cu aproape 1 milion de bare pe zi. Ce s-a întâmplat cu prețul? Ar vedea foarte brusc. Noi am așteptat, a fost 3.000 lor, unde nu au ajuns la un viitor comun. Acum, Iranul, ultimele știri, ce a făcut? Cunoașteți? A construit o uzină de prelucrare a uranului. Prin motiv că ei vor să prelucreze uranul pentru a face energie, da? Pentru a produce energie. Dar asta, din altă parte, statele sunt de părerea că Iranul vrea ca să iarăși domine să aibă armament nuclear. Și aici se stopează, chiar astăzi am citit informația dată, se stopează acordul cu SUA. Adică el încalcă careva principii din contractul care l-a făcut în 2015, că nu are drept să aibă uraniu sau elemente radioactive în țară. Ei au încălcat acum și este tot șansa ca Iranul să continue mai departe în perioada de 5 ani și continue sancțiunile date. Asta ar provoca ca piață, prețul ce se fac? Să crească. Ceea ce vă spun eu acum, informația dată este liberă, da? Noi trebuie să o găsiți și dumneavoastră, să o citiți. Ceea ce vreau să înțelegeți fundamental, petrolul influențează foarte mult. Vreau să aveți două păcare, da? Cere și ofertă. La momentul actual, ceea ce a provocat creșterea dată este refacerea economiei care, globale, da? Prețul crește foarte mult. La momentul actual, anume, prețul dat este cerere pe piață. Este nevoie de să crească oferta de petrol cu 2,3 milioane de bareli. De momentul dat, se ocupă OPEC, care ei nu sunt interesați chiar acum, știți, vor să vândă petrolul la un preț scump. Deci, urmărim fundamental tot ce legat de OPEC, de contractul cu Iran. El foarte mult a să influențează prețul. Și evident, izbucnirea de noi focale de COVID, el influențează negativ petrolul. Din moment că, evident, noi acum iarăși s-au oprit focalizate, dacă suntem sub locale, nu sunt la nivel internațional, dar iarăși sunt sunete, zvonuri, că uneori iarăși s-au oprit acolo focare micuți, doar că el este nebușit.
Dacă vor fi focare la nivel internațional, atunci evident petrolul va coborî foarte puternic în jos. Asta din punct de vedere fundamental. Deci e traderii care tranzacționează petrol neapărat cu orice noutate care iese ce legat de OPEC, de țările care extrag petrol, de conflicte politice ce legat de Iran și țările care sunt în zona dată, ele influențează direct petrolul. Să cunoaște asta și trebuie neapărat să mergem după tehnica dată. Vreau să adăugați ceva sau nu? Dar ce te trebuie folosește în analiza fundamentală la prețul de ce îți folosește? E ca la spirit. Cum a fost deja de vreme? Au fost deja remuci. Aceasta este analiză tehnic sau fundamental? Însă, care noutăți fundamentale voi le luați în considerare pentru a schimba tranzacții de petrol? Sau doar analiza tehnică? Sunteți mai mult tehnici? În fiecare săptămână se publică rezervele de petrol din SUA. Asta e... Da, fiecare, de exemplu, mâine, să fie drepturile miercuri, să fie mâine la 1.6, să fie rezerve de petrol din Statele Americi. Influențează foarte bine. Deja noi am făcut un intercast, toți cunosc de la etapa de practic, cum se lucrează la noutate care se publică în fiecare miercuri sau joi. Da, nu ne axăm doar 100% fundamental, anume cu petrol sau VTI. El este un instrument fundamental, lucrează bine undeva. Dacă la piața voluntară, eu recomand traderilor să folosească 80% analiza tehnică, 20% fundamental la noutățile care le avem mai importante. La petrol, eu recomand 50-50, adică să urmărească fundamental, dar și tehnic piața merge foarte bine. Apropo, foarte bine. Acum vom discuta din punct de vedere fundamental. Asta mai adăugat ceva ce? Eu vreau să spun de fapt că dacă vorbim de analiză tehnică, care și ce instrumente utilizează la tehnică? Poate folosiți careva indicatori sau poate careva strategie anume bazat pe brand și VTI, care într-adevăr uitați pe să lucreze. Am ICD-ul și stocastic. Am ICD-ul și stocastic, da. Adică nu știu, pe andualță e spărbină foarte bine, voi poate el am înțeles așa de bine. Da, dar întârzi oricum, de multe ori... Trebuie să știu ori. Dar el e prima de acționare, dacă poți să-ți aminte, e prea. El s-a dus până apare confirmare pe masă diesel, pe... Stocast, inclusiv, ea pare deja pe care nu are s-o dus, să pierzi mișcare, de exemplu, și este o chestie așa. Eu mă bucur sau da? După acelea, după confirmarea, 10 de 20, cum te apare deja confirmarea pe Stocast? Adică e odată tot, trebuie să urmărești. Foarte, îmi place ce aud din moment că am doi, toți învățăm indicatorii stocastică, mă simt, ei lucrează foarte bine, apropo lucrează foarte bine. Dar ei sunt foarte mulți indicatori celălalt, da? Noi învățăm acestea când sunt cei mai des folosiți, dar cei mai întrebați, cum așa. Dar foarte mult vreau ca traderii, în general, piața de mărfuri sau piața de mărfuri, să folosească analiza clasică. Ce cuprinde analiza clasică? Nivelele, trendurile, Fibonacci, combinații de lumânări. Mult, mult mai productiv, ești mult mai bine ați vărit între ele, analiza clasică. Anume, chiar piața de mărfuri foarte, foarte bine lucrează nivelurile orizontale, plasate de ele sau din perioada de săptămână. Foarte bine lucrează. Dacă să rămâi ceva timp, eu o să deschidem proiectul și o să arătăm cât de bine stau nivelul de nivele, pentru că petrolul are o evoluție după nivele jos pălăria. Are niște nivele foarte puternice istorice, care a fost cu 2014-2015, care a repetat practic la 80% fiecare mișcare, impuls, corecție, după cum a fost în 2014-2015, mișcările care au fost acum. Foarte bine merge după nivele, după Fibonacci, piața de mărfuri. Folosiți indicatorul oscilator de trend. Lucrează bine, dar evident că traderul este un moment foarte important, care traderul înțeleg pe parcurs. La analiza tehnică, folosiți undeva 70% indicatori analiza clasică și 30% folosiți indicatorii analiza modernă, spune așa. Indicatorii dați cu analiza modernă. Fiindcă indicatorii dați ce fac? Calculează... Este o formulă matematică care calculează istoria de unii, din istorie, care tot noi le vedem. Evident că ei ne oferă nouă ce? Momentul de intrare pe piață. Ne oferă momentul dat, dar tot în baza la lucrările care deja au fost. Fiecare indicator are formula lui de calcul. E diferă una de la altă, dar practic ele sunt identice. Și evident nu le arată momentul de intrare. Dar dacă este o mișcare bruscă într-o direcție, evident că el atunci nu reușește să se adapteze după mișcarea dată.
Deci ei indicatori, oscilatori de trend, ei nu lucrează unde. Pe figuri de incertitudine, nu lucrează în figuri de schimb, pentru că ei acolo arată irmat. Ei arată mișcările foarte, în moment foarte important, chiar și pentru petrol, de folosit. Tot timpul la strategie, ne bagi un pic de la, tot timpul la planul de tranzacționare, adică la direcție, intrare și ieșire, dacă trendul ne arată în o direcție și noi ne orientăm după alți indicatori, am văzut stocastic, dar nu este mai ușor să ne orientăm după ei, tot timpul mergem pe direcție, pentru că indicatorii dați, adică dacă trendul crescător sau hați, ne orientăm numai la bani și am văzut tot. Niciodată nu încercați să trați pe, după indicatori, pe corecție, din motiv că ei nu poți ne redei nou ce tip de mișcare este piața, este impuls sau este corecție. Ei se mișcă, pentru că el are însărcinare să calculeze lumânările care apar și el merge oscilator. De aceea, dacă trendul crescător, ne orientăm doar la tranzacții de cumpărare, dacă este crescător, doar la tranzacții de vânzare, anume după indicatorii ce este modelul oscilator sau de trend. Încercați să... Da. Aici un moment, dar ce facem cu traderii cei care totuși sunt mai lacomi? Corecțiile, le lăsăm, pur și simplu, așa, fără ca să luăm profit? Nu știu, avem Fibonacci pentru asta. Fibonacci expansiv, nu e absolut, dar dacă le înțelegi... Respingere, da, respingere, da, respingere, da, el sau la nivelul Fibonacci, acolo, instrumente, ați văzut în ultimii 4 zile, cum au dat, de exemplu, indicatorii. Au rămas acolo, eram încă, într-o parte, dar grea cum e, în altă parte. Exemplu, asta e atentul reacție. Anume, corecție. Eu, traderii, noi tot timpul spunem, corecție, nu tranzacționați, dar din traderii vor să facă profit. Nu poți să stai inactiv pe piață, să îndosi tranzacții. Cum ați studiat foarte bine, Fibonacci ne ajută perfect, lucrat în... Dar Fibonacci nu știu eu. Este un instrument universal. Da. Este un instrument care ne arată atât pe impulsul lucrând, cât și pe corecție, dar plus la asta traderul tot timpul, dacă dorești, lucrezi pe corecție, trebuie să ai o asigurare. Ori trebuie să ai forțat scalare pozitiv, ori trebuie să ai o tranzacție pe termen mai lung, trebuie să fie o asigurare tot timpul. Și noi nu să nu uităm de asigurare în cazul dacă noi, de exemplu, închidem corecție și trebuie să plecăm, da? Închidem calculatorul, nici într-un caz, dacă pe impuls îți permite de lăsat uneori tranzacții fără stop loss, fără take profit, pe corecție nici într-un caz. Pentru corecție poate trebuie să finisează și meargă un impuls puternic în jos sau un impuls puternic care poate afecta situația pe depozit. De ce? Se permite corecție, traderilor care deja au depășit pragul psihologic, emoțiile, dar tot timp cu asigurare. Tot timp să fie asigurare, niciodată, eu am spus tot timp și este afirmarea dată. Anul 2020, dacă vorbim de afaceri, foarte multe afaceri au fost afectate. Dar au fost afaceri care au făcut profituri, au încasat profituri, sunt afaceri care s-au dus în minus, de exemplu, sau dat faliment. În mare parte, de ce depinde o afacere? De domeniul sau structura care se ocupă sau de persoana care coordonează afacerea? Persoana care coordonează, mare parte spune care companie de faliment, aceea care ridică mâine sus proprietar, da? Exact așa și tot traderul. Traderul niciodată trebuie să lăsă mâinile jos, tot timpul sunt metode de a ieși din situație. Lapid, medierii, adăugării, deja dumneavoastră care sunt de prea, deja au simțit toate mișcările date, când piața am înscris o tranzacție, merge împotriva noastră, repejor am înscris la cât, am intrat la tranzacții și în final, într-o perioadă scurtă, noi ieșim din toată situația. Pentru că asta e piața. Eu uneori, cum am spus, nu suntem micuți. Nu suntem ca pe cei care ieșim din zile și dacă n-am ieșit la un moment potrivit, evident, suntem afectați. Ok, da. Știți, atare, spune persoana, care persoană este în moment trader? Acel care deschide o tranzacție și face profit sau cel care e pe multitudinea tranzacțiilor? Automat faci profit. Care pe multitudine, pentru că uite mai multe tranzacții deschizi, tot mai... Mai mult înțelegi poate respectiv capacitatea de a crește, adică ești flexibil. Poți folosești numai un singur marfă sau un singur, dar dacă tu ai acolo mii de tranzacții, iar tu ești mai mare trader, te-ai deschis o singură tranzacție și lasă-o după. Nu știu ce folos din asta. Așa ești trader, eu cred că așa nu. Asta e investor. Trebuie să schimbi o tranzacție, să nu stați pe termen lung, asta e investor. Traderul e persoana care este activă. Noi trebuie să fim activi, indiferent de situație, tot timp trebuie să fim activi. Pentru că când suntem activi, ce suntem? Noi punem în primul rol. Facem analiză pe piață, ne punem în situații, gândim, analizăm. Tot timp găsim ieșiri din situații. Eu am o persoană care foarte mult m-a adus în domeniul dat, am crescut în domeniul dat.
dumneavoastră o cunoașteți de ei, este doamna Olga. Noi putem spune, creează-ți o problemă și atunci tu o să crești. Dacă tu nu ai probleme, tu nu crești. Și așa trader, trader tot timpul să schimbi tranzacții, chiar dacă duci, de exemplu, chiar în minus, da? Trader atunci să găsească orice ieșiri de situație și la să iasă de probleme. A scapte, a să iei profit, a scapte experiența, a scapte încredere în sine. De exemplu, nu a schis nicio tranzacție, ce-o câștiga trader? Nimic, absolut. Nu a făcut, nu a pierdut mișcarea, nu a făcut profit, nu a făcut, nu a căpătat experiență, nimic nu are de câștigat. Deci fiți activi în diferite situații. Uneori, chiar dacă aveți careva dubii, de exemplu, nu ați meargă intrarea asta acum, indiferent de schidență. Sunteți un volum mai micuț, ce vă costă. Ok. De punct de vedere fundamental, este clar că petrolul cum merge. Urmărit, cererea este foarte ușor de reglementat. Cererea se reglementează doar cu și este un moment foarte important, se găsește informația dată, că trebuie să se însărcinare pe acasă cei care vor să tranzacționeze cu petrol, se publică uneori, nu este fix cu ora și data sau ziua, care este exportul sau importul de petrol la fiecare țară. Cunoscând țările care consumă cel mai mult petrol, cum ar fi China. China în luna mai a publicat că ei au exportat cu 2-3 ceva procente mai mult petrol ca luna anterioară. Ce evident ce se înseamnă asta? Petrolul se consumă mai mult, economia China crește ca economie, ce evident prețul la petrol ce se fac? Menține trendul crescător. Și alte țări, cum ar fi SUA, Canada, de ce ați văzut situația cu canadianul? De ce când petrolul cade, canadianul crește? E ca în oglindă, practic. Dacă, înainte de criză era practic ca în oglindă, înainte de 2020. De ce, ce are influență canadianul cu petrolul? Știu cu cineva de ce asta. Nu știu, eu știu. Am vrut să spun țară producătoare de petrol. Nu producătoare, tot are pe cunoaștere extracție de petrol. Da. Doar că e alt, nu țin minte exact. Știți, petrolul învățează serios. Dacă ca să... Nu prelucrează și fac petrol. Petrol sub să mulțumim și atunci. Este o chestie de asta, dar... Pentru că ei au mai multe acolo, dar e că asta e ca o sășină pe acasă, că voi să analizați toți factorile astea fundamentale, ce are Canada cu petrolul. În mare parte, ei exportă foarte mult și economia lor se bazează cu un procent foarte mare pe exportul de petrol. Și evident că prețul la petrol, cum și Rusia, doar Rusia este în caz aparte, iau sancțiuni acum de partea Europei. Acum chiar astăzi a fost un articol în o companie care prelucrează petrol, care rafinează petrolul, nu a refuzat să iei petrol de la gaz, nu știu cum este ceva de numire, companie care exportă petrol de Rusia. Pentru că ei au sancțiuni, nu Gazprom, ai alte companii, ei au refuzat în caz, le oferit sancțiuni Rusiei cu toate cazurile politice care au fost până acum. Canada, ei foarte mult exportă petrol și evident că asta influențează economia direct. Și în cauza că prețul la petrol cade, evident că au mai puține încasări, balanța comercială cade. Și evident că economia ce face? Povoară în jos. Uitați-vă în istorie cum a lucrat dolarul canadian cu petrolul și cum lucrează acum. Practic lucrează oglindă. Practic, în cazul dacă petrolul coboară, canadianul crește. Cum dacă vom avea timp, vom pune pe ecran. Lucrează foarte bine interacțiunea lor. Ok, din punct de vedere fundamental e clar cum lucrează petrolul, din punct de vedere tehnic, eu v-aș recomanda pe el, pentru că el are o viteză de operațiune mai mare ca piața voluntară, pe el, într-adevăr, indicatorii cum ar fi amăsnit stocastic, în perioade scurte nu lucrează. În perioade lungi lucrează foarte bine, mai ales divergențele care se formează în perioade lungi lucrează perfect, de aceea, tradiția că se formează divergențe pe brand. De aceea, noi acum așteptăm mai departe cu petrol să fie o cădere mai puternică din punct de vedere tehnic. Plus la asta, el a ajuns la un nivel din săptămânal, care acușă să punem proiectul așa zboară, unde el a ajuns la nivelul dat. Și din istorie, istoria se repete, are nevoie de o corecție, după care crește și merge mai departe la noi maxim istorici. De aceea, noi mai departe vom mai discuta, acum vom pune proiectul și vom discuta despre natural gas situații și despre petrol. Deja, practic, care sunt. Dacă mi-aș putea să cel mai interesant că analiza fundamentală de fapt nu este atât de complicată. Chiar și la teorie, poate managerii vor să vă spus. Ea este un pic mai amplă, da? Un pic mai mult de studiat, dar de fapt foarte ușor se poate de făcut. Și totul este legat în actual. De iați, spre exemplu, chiar și aici, atunci când sunt acțiuni difuse, ce se întâmplă cu bruto național? Scade, respectiv economia ce se întâmplă cu ea? Scade. Cădea. Așa, petrolul este influențat aici. Da.
Așa, este. Plus la toate acele situații se va întâmpla și pe natural gas, și pe dolar american, și toate instrumentele care noi urmărim să le tranzacționăm. Adică mari cunoștințe vouă, de fapt, nu vă trebuie. E doar de ajuns să faci o analiză fundamentală și plus la toate azi primim, dacă să luăm și natural gas. Ca să facem, să ne ducem un pic în istorie, da? Când a apărut primul, prima dată, când a fost întrebuitizat natural gazul, cine te trebuie cunoaște? Pentru iluminat, nu? Cum? Pentru iluminat. Da, prima dată el a apărut în Marea Britanie, în anul 1700 și ceva. El a fost folosit pentru lemn. După care deja se întrebuința și pentru formarea energiei electrice, pentru că formarea energiei electrice neapărat se folosește gaz natural. Datorită la faptul că este ieftin. Așa, cum credeți voi? De ce investitorii pun accent pe gaz natural și îl recomandă traderilor să-l includă în portofoliul lor investițional? De ce? Gata voi, de ce ați trecut pe natural gas transformat? Stagnează cu petrolul. Da, și dacă a reacționat foarte târziu. E un instrument care, în general, piața mondială, scurește din ce în ce mai mult. Dacă petrolul anual scade, ca și procentaj, ca spun, gazul natural din potrivă, el scurește mai mult. El e mai puțin poluant, dar practic la extragere. Iată că noi să vorbim despre gaz natural și țin de analiza fundamentală și de analiza tehnică. Și țin de analiza tehnică, voi o să vă arăt o strategie pe gaz natural care el lucrează. A fost pus în testare practic de jumătate de an și într-adevăr ne oferă posibilități de intrare și de ieșire și de a face profit, în funcție de scopurile voastre, foarte bune. Dar mai întâi de toate vreau să vă atrag atenția la analiza fundamentală. Cum traderii totuși examinează acest gaz natural și de ce investitorii ne recomandă să folosim? În primul rând, el este accesibil pentru trader. Da. Așa. Deci, haideți să luăm avantajele pro și contra. Dacă să vorbim de contra, sincer, eu nu știu contra la gaz natural. Poate cineva din cei care tranzacționează pe gaz natural să spună, dar mai întâi toate vreau să discutăm de pro. 1. Este accesibil. Da. Care, așa. Care spread-ul la gaz natural? 5. 5? 5. La tranzacționare cât? 1. 5 puncte. Ai bănuit? 50 de puncte. 5 puncte. 5 puncte. Marja accesibilă? Da. Atât traderii e cu depozite mai mici, atât traderii cu depozite mai mari. Pot să tranzacționeze pe gaz natural? Pot să folosească ca sursă de profit? Da, desigur. Așa. Plus la toate, gaz natural se recomandă mai mult pentru traderii intraday. Iată când o să ajungem la analiza tehnică, voi să înțelegeți de ce anume pentru tranzacționarea versii, pentru H1. Plus la toate, strategia foarte bine este compatibilă cu anume acești traderi. Dar cine dintre voi sau care tipul de trader noi avem aici în sală? Care sunt de lungă durată? Eu și day trading și de lungă. Cum? Adică majoritatea în trading, da. Day trading într-o zi, de la început. Dar fac și investiții de lungă durată astăzi, adică cum? Și care e instrumentele aici pentru lungă durată? Companiile Comerciot și... Eu am zis mult, poate. Peste de când, da, însă. Ce trebuie mai transformează ca capital? Toți au luat instrumente stabile, corect? Așa, foarte bine. De ce? Pentru că aici, la piața valutară, acțiunile sunt mai încet, mai lente. Respectiv, noi reușim să luăm careva acțiuni. La fel și piața energetică se recomandă să luați pentru traderii atât cu experiență mai mare, cât și pentru cei începători. De ce? Pentru că volatilitatea, da, este mare, dar dacă eu intru cu un volum mai micuț, eu reușesc să iau careva decizii. Plus la toate, dacă să vorbim de natural gas, și de analiza fundamentală. Haideți să luăm acei factori care ar influența ca acest gaz natural să fluctueze, fie în creștere, fie în descreștere. Spre exemplu, timpul. Deci, accesibil. Puteam să-l includem în portofoliul de investiții? Da. Așa. Timpul. Cum influențează timpul asupra la gaz natural? Iarna, oferta e mai mare. Elecțiile e mai mare. Așa.
vara respectiv, dacă oferta mai mare, de ce mai mare? Dacă cererea e mai mare, atunci dacă oferta nu răspunde cererii, atunci prețul o să crească. Dacă și oferta o să fie pe măsură sau așa, nu se poate. Cum crești? Crești cererea, crești cererea. Direcția spunea că gazul în gazmetrol se vede anume în iunie și iulie, el tinde să se întărească. Iar în septembrie-octombrie tinde să scadă. Acum cred că se fac stocurile pentru la iarnă. Aici putem spune că este așa o capcană, anumite zvonuri. Cine au auzit zvonuri? Toți au auzit. Așa, trebuie să fim foarte atenți, nu cădem în capcana pieței. De aceea, mai bine voi trebuie să vă faceți acele concluzii proprii, fie după analiza fundamentală, fie după analiza tehnică. Nu ascultați de aceste zvonuri. Respectiv, nu o să cădeți prada acestor capcani. Așa, deci dacă să vorbim de timp, atunci când este iarna, gaz natural tinde să? Să stărească, pentru că ar nevoie mai mult. Cere mai mare. Așa, dacă este vara? Care? Așa. A treilea timp, ce țin de economie? Cum credeți? Ar putea ori economie influența ca gaz natural să fluctueze? Deci am spus că totul este în corelație, când, spre exemplu, dacă dolarul tinde să se deprecieze, respectiv în Statele Unite, ce se întâmplă? Economia va cădea, respectiv nu se deschid careva afaceri, dar economia înflorește numai atunci când se deschid cât am mult afaceri și ele sunt de succes. Dar dacă ele nu sunt, respectiv energia electrică se întrebuințează? Așa, mai puțin. Atunci ce se întâmplă cu gazul natural? Iar tinde, deci, economia. Economia este foarte important ca noi să o studiem, să cunoaștem ce se întâmplă. Nu asta, dar se spune că și cei mai puternici economiști recomandă că înainte deschidem o afacere, este așa de pregătire ca trader. De ce? Pentru că traderul este în pas cu economia mondială, traderul este în pas cu politica mondială. Apropo, politica, ar putea aici cumva să acționeze? Cum? Sancțiuni. Doar un exemplu. Așa, sancțiunile. Încă? Deja aveai spune o culoare politică din țară. Foarte mult se orientează. Da, acolo câștigat sau lider, nu știu cum să spun. În urma legilor, în țările mari, importatoare de petrol, în funcție de cine vine, astfel crește și în funcție de economie. Da? Influențează mult asupra. Așa, apropo, dar cine cunoaște care sunt cele mai mari țări producătoare de gaz natural? Rusia. Rusia. Statele Unite? Rusia, dacă mă știu de ținie, cea mai mare cantitate, 60%, nu, 60%. Mai mult, mai mult. Mai mult, 60% din resursele este. Un moment foarte interesant, cu în anii 1900 ceva, natural gaz, de exemplu, el cum se acumulează, da? În bazinul este care sunt pământ, natural gaz se ridică mai sus, pe urmă merge etapa de petrol. Și evident că el e periculos, pentru că poate să explodeze. Și e o perioadă foarte lungă timp, ce făceau? Simplu, făceau o gaură și el se evapora în aer. Adică ei nu uitau pe sau atribuință în industrie. După care a început etapa cu lemnele, după care a înțeles că poate fi folosit deja mult mai efectiv. Dar foarte mult, simplu era zlit în aer și nu se trebuința la nimic economic. Iar după care au găsit trebuință și în industrie, deja folosim și în toate mai mulți sectoare, energetici și așa mai departe. Deci cele mai mari țări producătoare de gaz natural este Rusia, este Iran și este Qatar. Noi trebuie să urmărim după fundamental ce se întâmplă, care sunt contractele încheiate, care sunt deciziile luate. Da. Ok, nou graficul oricum ne arată toate aceste momente, dar nu ezitați să urmăriți cu punctualitate chiar și analiza fundamentală, voi să gândiți ce se întâmplă și cu gazul natural, mai ales dacă voi tindeți să-l urmăriți. Plus la toate, gazul natural nu ne permite să tranzacționăm pe contractele acestea de diferență. Deci, spre exemplu, dacă totuși gazul natural tinde să crească, el pentru perioada lungă tinde să crească,
Acum eu fiind acel investitor, investitor care am cumpărat fizic, eu voi câștiga? Așa, eu cumpărat. Am cumpărat de jos și... Așa. Acum dacă se întâmplă, faci o corecție mai adâncă. Sau economia cade, respectiv gaz natural tinde să cadă. Ce se va întâmpla? Eu voi pierde? Da. Da, sigur. Pentru că eu, spre exemplu, am cumpărat la un preț oarecare, eu acum deja mai puțin. Cea mai interesantă întrebare din nou ne permite aceste momente. Nu nu s-a dat aceeași criptovalută. Ce au făcut traderii care au cumpărat, deci putem spune traderii, investitorii care au cumpărat fizic criptovaluta când era, spre exemplu, prețul de un Bitcoin 50, au fost traderii care au cumpărat și acum prețul care este? 50. Un Bitcoin. Da, așa, deci eu au avut de pierdut. La fel și aici noi avem un mare noroc. Pentru că suntem traderi și putem să tranzacționăm, să facem profit atât pe creștere și pe cădere. Plus că dacă noi deja cunoaștem care sunt acei factori care influențează acest preț. Și simplu e de ajuns să urmărim aceste două tipuri de analize și putem să facem profit. Așa, vreau acum noi să aprindem calculatorul și să vedem cum totuși crește gazul natural. Și apropo, iată părerile voastre. Gazul natural pe viitor, ce are de făcut el? Va mai crește? Are crește. De ce? Are un de asta cu. Nu ai ajuns la mai sunt istorie, că istoria așa este. Dar să vorbim dar de fundamental. De exemplu, o alternativă a energiilor, să numim și petrolul și gazul, da? Uh-huh. Este doar energie electrică. Eu cred care se fac sau se produc sau se locuiască acest. Până la urmă, motoare care se produc energie electrică, să vorbesc cu produsele mari, încă nu se utilizează în așa cantitate, că se poate astupa cererea pentru gaz. Și eu cred că nu e vorba despre un an, doi, trei, dar e vorba despre o perioadă lungă în care gazul sau petrolul sau încă au să ducă sus, până când se încearcă producerea cantității de energie electrică, ca să poată să fac concurent acestui lucru. Ce mai interesant, noi totuși trăim în iară tehnologiilor și totul este bazat pe energie electrică, dar noi suntem chiar și cele persoane fizice, noi toți consumăm energie electrică, dar energia electrică este făcută din gaz natural, respectiv atâta timp cât noi ne dezvoltăm, atâta timp cât se fac și se limitează afaceri, cât economia crește la oricare țară, respectiv o să fie cererea foarte mare pentru gaz natural. Deci, pentru o perioadă lungă de timp, investitorii noi ne recomandă totuși să includem acest gaz natural în portofoliul de investiții și să tranzacționăm cu el. În primul rând, este accesibil, este foarte ușor să depistați care o să fie intrări în viitor. Și deja el este stabil. La fel cum aurul, ca activ de refugiu, la fel și gaz natural. Da, ok, el este mai mult un pic influențat de analiză fundamentală, dar el pentru viitor nouă ne oferă stabilitate și ne oferă posibilități foarte mari. Important deja să știm cum să ne ducem în el. Așa, dacă noi ne ducem în ele, el tinde să crească chiar și foarte poftează toți pentru mașinile electrice și automat se produce și electricitatea. Problema cea mai mare la natural gaz e doar una, cea mai mare. El foarte greu se transportă, nu e natural gaz. Adică el nu poate fi transportat într-o cisternă, cum de exemplu, în zilea, sau el este foarte se poate ușor expediază. Prin tanker, cum se extrage, cum se exportă petrolul tot, nu este foarte periculos, el doar se transportă prin ce? Conduct. Doar pe conducte. Acum, anul trecut, se discuta foarte mult despre serverul de Bătoc V, da? O conduct foarte lungă, care se alimenteze niște zone puternice, atunci foarte mult a influențat natural gaz. Cu o discutare din punct de vedere. Și, apropo, după ce gazul natural a fost folosit la lemn, el a trecut și la transport public, pe energie electrică, la fel și chiar și la noi. Noi
De ce? În orașele urbane nu se folosesc, nu se folosește transport public prin energie electrică? Se folosește. Și cel mai interesant pe viitor, chiar și Tesla, chiar și multe alte companii care vor să treacă de la combustibil, să treacă la energie electrică, dar control tot o să fie mai mult întrebat. Respectiv, el are potențial pentru creștere în viitor. Nu știu, putem să spunem chiar și 2 sau 3 decenii înainte, nu putem să vă spunem liber pe gaz natural. La fel cu Intel, puteți să observați că este o creștere. Cineva spunea că, uitați-vă, mai sigur decât SP500 nu este nimic. Dar ce, el într-una crește? Ai deschis un bai și l-ai lăsat. Poftim, faci profit. Fără dai profit, fără stop loss. Că ulterior tot acea persoană să vină și să spună: eu am deschis acea tranzacție care tot eu spuneam fără dai profit, stop loss. Numai că nu știu de ce a făcut o corecție mai mare decât eu așteptam. Bună ziua! Dar ce, noi hotărâm cum o să meargă indicele? Nu, noi trebuie să ne asigurăm, la fel și aici. Presupunem noi totuși deschidem acea tranzacție de lungă durată. Și dacă este o colecție mai adâncă, atunci ce am făcut? Facem pay profit, îl punem pozitiv și stop loss, nu am vrut. Da, la urmă, oameni, pui stop loss, adică pozitiv. Fără de take profit, da. Fără de take profit, da. Păi stop loss pozitiv acolo și nu are importanță acum nu o să duc în minus, nu o să duc în minus. Chiar dacă o să fie, o să fie, o să fie, o să fie pozitiv. De ce am întrebat atunci când sunt corecții, noi ce nu tranzacționăm? Noi de fapt, nu că nu permitem ca voi să creați corecții, ci nu recomandăm. Dar știți conducătorul la școală auto, da? El ne învață să mergem corect. După ce spune, dacă dar o terapie e și așa. Dar el cum crezi? Respectă? Nu. Nu, cel mai interesant, dacă voi să întrebați tot consultanții cum e tranzacționat, pe care o să vă spună fără dai prof, fără spopos. Da? Nu știam. Din ce motiv? Dar iarăși este un punct, traderul și eu vreau că nu se tranzacționează fără spopos, dar sincer, toți vreau că toți traderi să tranzacționeze fără spopos. Din ce motiv? Că toți, de o perioadă, am o situație, a schis el, a spus stop loss corect 5% din depozitul dumneavoastră, s-a închis stop loss, poate uneori a fost caz că nu a activat stop loss-ul și s-a dus în jos. Și de 10 tranzacții, 2-3 sunt este obligatoriu. Pentru că vrem sau nu vrem, asta este piața între rechine, piața între peștișori de coți. Vreau să ne iau calitate de peștișori de coți și rechine ce vor, ei ne aruncă pe noi de piață, ne aruncă de aici. Special, da? Factor psihologic. Pentru că noi avem, evident, depozite micuți, chiar de 100 de mii față de companiile care au miliarde, noi suntem micuți până pe ei. Până pe ei. De ce? Eu vreau ca traderi să transuze fără stop loss, dar nu încalci aceste 5%. Asta sunt două lucruri diferite. Eu deja nu mai folosesc stop loss-ul, dar nu înseamnă că eu nu mă asigur cu nu mai sigur în situație de genul dat. Nu? Adică nu îți schimbi tranzacții și o lăs fără stop loss, fără take profit. Take profit mai presează, stop loss nu, dar mă asigur, metoda lactului, cu asumirea voastră, cu metoda de adăugări, mediere, cu ordine mânate, eu tot timpul găsesc ieșit din situație. Eu traderii tot vreau așa, ca să schimb tranzacții, chiar acum dacă dau pereche valutare, traderul îți schimbi sell-ul la noutate din FFP, eu activat sell-ul, da? Cu 2, 3, 5 loturi care. A fost cazul activat buy-ul. Ce-a făcut traderul? A avut răbdare, a așteptat, a mai deschis tranzacții de bani, chiar și pe $1, au crescut, când au dat semnal să prânește jos, au închis buy-ul dat și buy-ul dat. Care a deschis el, care nu a deschis el? Și piața unde a ajuns? Dacă suntem în public grafic, deja au depășit și punctul ăsta. Da? Fiindcă noutate, sunt traderi așa 50 la 50 supermit. Sunt traderi care au activat ambele ordine, sunt traderi care au activat numai o ordine de bani. Depinde la punctul care ați putea într-un comenț de date. Traderii care au activat sell și buy, în final oricum ești în profit. Da, mai faci de așa la când pui stop loss. Dar traderii care au pus stop loss, adică au pus stop loss, au luat minus și după care, gata, traderul este minus. Dar traderul a făcut profit atât de bani, cât și acum a închis tranzacția deja și pe sell în profit. Care mai e, bă, bravo?
Cel care o respectat regulile și o luat bine, sau cel care nu o respectat, spunem, regulile, dar o luat portier? Respectat, că e clar, dar oricum, când se depozite trâmpuțul, noi oricum nu îi permitem, așa că mai bine să nu... Nu iarăși, depinde de volum, depinde de depozit, da? Numai, evident, cu lactorul e foarte greu de lucrat cu depozit foarte micuți, dar cu depozit deja, spunem, de 10 în sus, deja este spate folosit metoda lactului, e foarte eficient și traderul poate și asigură aceste 5%, dar eu spun că traderul folosește lactul, el nici la 5% nu ajunge. El practic nu are risc pe piață, el nu poate să facă riva, pentru că el coordonează, simte atât de bine, ca și un șofer care simte foarte bine automobilul, el din orice situație ar să iasă de el. Numai în cazul dacă altcineva, da? Dar el din orice situație ar ieși din situație. În orice situație susține sub control piața automobilului, fiți așa și traderul. Adică eu vreau ca dați să știți, fără stop loss, dar iarăși, traderi începători recomand primele 2-3 luni zile cu stop loss. Nu vă recomandă stați folosând metoda lactului, pentru că să luați minus, din motiv că lactul tot trebuie să să-l folosesc corect, adică nu de start am deschis lactul. Eu recomand traderi, sunt traderi care de-abia acum au început să tranzacționeze, să deschidă pe lactul micuț, pe real, nu mi-e nu pe demo, pe real, pe lactul de 10 puncte, da, 20 de puncte. Să încerci să iasă de pe el, din lactul dat. Cum o să le vine lor în cap? Și lactul, până deja traderul poate folosa lactul deja la trebuie să mai serioasă. Apropo, dar ce fac să puțin pe demo? Da, este un moment foarte important. Aici are deputat de Dr. Elena. Pe demo noi exersăm, luăm experiență, dar în mare parte noi nu trecem emoțional cu toate stările date. Adică noi schimbim pe demo lactul. Nu, parcă e lacăt, parcă capăți încredere, da? Dar nu e aceeași, că traderii care au trecut de demo preal. Este aceeași situație, parcă tot aceeași tranzacție deschis, parcă tot aceeași analiză o faci. Când o faci pe demo preal, sunt două lucruri diferite. Altfel se sperie și în cap, informația când dați faci preal. Din motiv că retrăiți o bine preal, adică sunt cazuri că noaptea nu prea poți dormi așa, că îmi trezești, nu știu ceva. Tranzacții sunt sigur că toți care sunt primele tranzacții v-ați trezit noaptea, cuvântul la acea tranzacție, oare ce? Sau dimineața, rimbi. Chiar dacă nu ai înțeles, Asta este un sentiment care toți trebuie să treacă. El asta durează 2-3 luni zile, nu mai mult. Credeți-mă că mie când eu spus că 2-3 luni zile și n-ați mai sunt emoții. Când răzați, cum zic să nu sunt emoții, țichis bai să le trăiești, parcă nu știu cu tine. Într-adevăr, este perioada oarecare, emoțiile date dispar. Vă căliți, spunem așa, cu viață, deja de asta deschideți, practic, obicheț, fără să simțiți și emoții. Spuneți, ei, da, să-i opun un bai. Trebuie crescător, ați duc, ei, minus, ia să duc, bai. Adică este momentul, da, care traderii trebuie să treacă și etapa asta. Să retrăiți, e bine când traderul retrăiești, să am că el să atârnă serios, să am că el vrea să aibă rezultate. E foarte bine când traderul e un minus. E foarte bine la început când traderul e un minus, pentru că traderul dacă la început e profit, trebuie să-l apuci de picioare să-l trage în jos. El începe a merge pe nou. E foarte bine stop-loss-ul uneori, pentru că e ca o pară, știți cum e, al revin la realitate. Sunt traderi care foarte bravo la început trec pe demo preal, tehnic merg așa, bine, după strategii. După care iau vreo 10 take profit-uri și încep, fără să-i spui sau fără să ceri o părere, să intri pe piața pe capital, să intri pe petrol cu volume mare, să fac mai mult, lacul, da? Și în pentru cum e dată, dacă el nu este controlat un pic, traderul poate să facă careva greșeli care să-l afecteze pe urmă. De ce? Toți trec prin etapa asta, nu spuneți că nu, eu nu am să-i specială, eu nu o să fac așa. Toți facem, vrem, nu vrem, ales când mie strategia și este scrisă în acele 20 de reguli a traderului, care le-ar trebui să le cunoaște, este un punct acolo. În cazul că traderul e take profit, da, ați luat acolo 5 take profit la rând, măriți volumul. Dar nu am măriți cu, deodată, de la un lot la 5. Dar un lot și 2, da? Un lot și jumate. Două roturi. Iar dacă luați stop loss, ce faceți? Micșorați înapoi de volum. Adică treptat trebuie să creșteți. Dar iarăși. De regulă, cred că atunci când deam stop loss, din contra mărește volumul ca să-și acoperă acel minus. Da. Este așa ceva? N-am stat un minus repede, să întoarce minus înapoi. Cel mai interesant că noi la partea practică punem accent pe piața valutară. De ce? Pentru că traderul începător, el trebuie să înțeleagă piața de capital e foarte greu de controlat, de ținut în frâu. Aici noi putem să asociăm cu mânz, da? Dacă îi dai drumul din ocol, el ce începe? Sare și nu poți ține control. Însă piața valutară, ea nu oferă posibilități ca voi să reușiți luați careva decizii, mai ales fiind începător și voi să nu vă credeți minusul care este în piață, minusul activ. Ce ține de zona de confort, într-adevăr, sunt traderi care tranzacționează, încep să tranzacționeze piața valutară și fac stabil, fac profit stabil, da? Lunar de acolo, depinde, în funcție și alte traderi.
Și atunci traderul înțelege că parcă ceva nu ne ajunge. Iată ce aș încerca eu ca să-mi trezesc entuziasmul acesta. Pentru că dacă traderul este în zona de confort și dacă el nu iese din această zonă, ce se întâmplă? Și stai de la rezină pentru emoții, pentru adrenalină, fii deja într-o piață de capital. Sunt tot aceeași, este tot aceeași adrenalină. Dacă noi să nu ajungem așa exprimită, spre exemplu, piața de capital, mai ales neavând depozitele profesionale, atunci eu vă recomand să alegeți brand și Vitea și Natural Gas. Pentru că ele sunt un pic mai încetinite decât piața de capital, dar tot ne oferă posibilități foarte mari, credeți-mă aici. Și, cum și-am spus, eu am testat în timp o strategie, este un indicator de trend care vă oferă semnale de intrare, de ieșire din piață. Și dacă voi, nu știu cum voi, dar eu, mai ales când începătoare, foarte des aveam aceste probleme. De exemplu, este impuls descrescător, da? Dar noi toți cunoaștem că impulsul descrescător nu mai sunt lumânări, iată. Spre exemplu, ca aici, da? El, de regulă, iată, este în felul următor. Și atunci când este această creștere, este tentația de a închide tranzacția. Dar potențialul, impulsul este, tocmai până aici, nu stați, vă rog, tot să iei impulsul acesta. 460. Așa, dar traderul avea să închide, spre exemplu, dacă scrie de aici tranzacție, el avea să o închide în 0. Pentru că umbra s-a întors înapoi, tocmai până de unde el a deschis tranzacția. Acum spuneți-vă mie, acest trader a făcut profit? Nu. Sau mai am un trader care e foarte, foarte fricos. Dar nu înțeleg de fapt din ce cauză. El este și a deschis propria afacere, da, mai ales primele tranzacții. Mi-era foarte greu să lucrez cu el. De ce? El intra pe piață, spre exemplu, deschide un bai. Dar nu se putea relaxa, dar ceva nu îi ajungea. După care, ca el să se liniștească psihologic, ce făcea? Să. Repede să. Bun, ne-ați duc. Gata. Bun, iată la lacă. Acum. Uite, dar tu să-ți duc și-o bai să tot. Bun, ne-ați duc acolo. Da, dar noi aici facem profit. Nu. Nu. Într-adevăr, în așa caz, neapărat, cum spunea și domnul Cristian, trebuie, chiar dacă voi nu folosiți metoda LACA, neapărat trebuie să deschideți aceste două tranzacții ca voi să vă învățați cum să lucrați cu ele. Și într-adevăr, mai întâi, volumul curs, dar dacă voi veți folosi metoda adăugării și, spre exemplu, chiar dacă eu teoretic am deschis acest LACA, da, e aici bai, deci să. Psihologic eu gata, sunt relaxată, sunt pe piață, sunt activă. Da, dacă nu fac profit de aici, deja e altă întrebare. Acum, chiar dacă teoretic, dacă tu este negativ, nu nimic strașnic. Prețul cade de aici deja, când este un picuț, e o combinație de lumânări, e ceva, un semnal, prețul tinde să crească, eu evident, deci îți deschid bani. Lactul acesta, eu nu-l deschid. Respectiv, prețul crește când deja de ce semnal îți deschid țăl. Și tot așa, într-una, eu sunt activ. Deci eu spuneam, chiar dacă este corecție, oricum intrați, oricum faceți profit, traderul niciodată nu așteaptă. Care este scopul, în general, este scopul traderului? Să fac bani. Profit. Păi eu, din acest lact, o să fac profit. Ești activ, da. Așa, deci. Dacă voi deschideți mulți tranzacții, neapărat voi să faceți profit. Acum, dacă noi o să folosim acest indicator, Aligat, apropo, cine dintre voi folosește parabolic? Parabolic. Eu, ca indicator de trend. Da, este un indicator de trend. Încă cine? Eu la început, dacă ne practic. Așa, de multe voi ați auzit de el? În momentul în care am învățat, am făcut un motel, 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 am făcut
care e mai informație despre dânsul proiect. Și puteți să încerc să văd prima dacă chiar spune pe istorie dânsul proiect. Și după asta am folosit și la time frame, pentru că m-a ajutat când este o schimbare de care culminare. Totodată este să însuniesc de pe punct și revers. Culminarea, dar totodată este schimb de dinte și poți să vrem momentul, dar nu e în de toată. Așa. Deci, scos. Scos și automat se plasează... Așa. Deci, noi cunoaștem orice indicator, el pentru perioada mai lungă de timp funcționează cu mult mai bine, corect? Așa, dacă vă uitați un pic în istorie, el, spre exemplu, unde v-am arătat, chiar și aici. Cel mai interesant că acest indicator nou ne arată și ne oferă posibilitatea că noi ținem tranzacția. Iată dacă la voi apar dubile acestea, nu mai las, ce slab. Iată în așa caz, poftim, vă conduceți după parabolic. Noi ce vedem? Că când mie mi-arată creștere și când cădere. Atunci când acest punctuleț se formează deasupra trendului, aici merge vorba de tendință descendentă și index. Când ele apar sub trend, aici merge vorba de tendință ascendentă. Acum, dacă, spre exemplu, eu de aici am deschis, că aici și o figură de schimb, de aici am deschis un S, corect? Mie parabolicul îmi arată până ce poziții de vânzare. Aici, când a fost corecție, eu, după parabolic, am închis această tranzacție? Nu. Nu? Iată, mulți traderi îmi spun că așa, atât bine ar fi că eu să am o persoană cu care să mă contrazic, să îmi spună, expun părerea, poate ea are altă părere și o să fie mai ușor de intrat pe piață. Acum voi, cum crezi? Traderul, ai nevoie de așa persoană? Nu. Nu. Deci, la Este așa ceva. Cel mai interesant că avem familii în tranzacționare. Chiar o să știm, am trei familii unde tranzacționează și fiica, și soția, și soțul. Toți trei tranzacționează diferit. Toți. Acum aici, mie de fapt nu-mi trebuie o altă persoană, pentru că până la urmă acea persoană poate să pună orice nu ar spune. Dar dacă eu văd că aici e săl, evident că o să schimb poziții de vânzare. Aici, chiar dacă sunt aceste corecții, atâta timp când aceste punctișoare nu m-au apărut de sub, ca mie să-mi arăți o creștere, respectiv eu nu voi închide pozițiile de vânzare. Aici au apărut punctuleți jos? Nu. Nu, au fost numai deasupra. Eu am fixat, am luat profitul de pe tot impuls. Respectiv aici, noi ce vedem? Noi vedem că prețul tinde să crească, respectiv este un trend crescător. Mie mi-arată și pe impuls și pe corecție, evident, noi suntem întâi. Așa, spre exemplu aici. Este impuls, punctulețe, iată de aici, punctulețe deasupra au apărut? Da. Nu, aici la corecție, punctulețe au apărut? Da. Câte? Două. Dar acum, după trei punctulețe trebuie să începem să mergem. Așa, aici e important. Aici e important ca moment de intrare și de ieșire de piață. Semnalul de piață de intrare este atunci când s-au format minim 3 punctulețe. De regulă 2, dar pentru o confirmare mai bună trebuie să fie 3 punctulețe. De ce? Eu aici o să închid poziția de cumpărare. Da, pentru că sunt doar 2. Așa, deci mie mi-a permis că eu să prind tot acest impuls. Acum aici, apar punctuleții deasupra? Până ce nu, corecția deja este, eu tranzacția o țin activă, da. Dar aici merge vorba de o perioadă mai lungă de timp. Cum și-am spus, pentru natural gas, investitorii, la fel și eu recomand, pentru că v-am spus, am pus în practică și pentru time frame de H1 este practic ideal de tranzacționat. Acum dacă voi o să dați în H1 sau H4, hai dați în H4. Pentru trei de cei care sunt ocupați și nu au timp să verifice fiecare lumânare. Așa, deci noi ce vedem aici? Noi vedem că este impuls. Mi-au apărut trei punctulețe, respectiv am deschis poziții de cumpărare. Așa, prețul crește, sunt corecții. Mie mi-au arătat că eu să închid această poziție de cumpărare. Nu!
Eu am ținut-o până iată, tocmai aici mi-a apărut un punctuleț, dar este numai unul. Eu aștept confirmare, măcar trei. Sunt trei? Da. Nu, eu țin totuși. Până când, iată, tocmai aici am închis poziția mea de cumpărare. Sau eu aici pot să folosesc același loc de postic, pur și simplu să mai adaug poziții de sunt corecții. Până la urmă eu am acea tranzacție de cumpărare, corect? Dacă dumneavoastră o să măsurați acest impuls, 620 de puncte. Omri, dar repetent, dacă luăm corpul, nu are 550. Așa, dar dacă eu am sentit aici lunare, iată la acest, semnal, tranzacție. Cât aveam să fac? 220. Nici nu acolo, mai jos. Mai jos, pentru că mie îmi trebuie această lunare de închidere neagră, pentru că eu cred că aceasta este lunare de închidere și gata, eu îmi închid tranzacția. Dar, de fapt, potențialul era cu mult mai mare. Iar pentru traderii fricoși, pentru traderii care au dubii, pentru traderii care mai au nevoie încă de nu știu câte persoane ca ei să aibă curajul acesta de a ține tranzacțiile active, pentru că una dintre regulile cele de bază în trading este să deschizi tranzacția și lasă să-ți adune profit. Da, tu mai deschizi tranzacția adăugătoare, dar când poți deschizi tranzacția adăugătoare? Când ele sunt în profit, respectiv ușor adaugi. Deci, la cum lucrează? Așa. Păi da, ți-l da? Parabole? Da. Se poate. De regulă, eu când am descoperit, mi-e foarte mult de și eu folosesc practic la toate instrumentele, dar la natural gas l-am pus în funcție deja de mai mult timp. Pe instrumentele valutare, tranzacționez cu el undeva de două trei. Nu mai mult, dar natural gas, jumătate de an la sigur. Deci el lucrează foarte bine și pentru acasă eu vă recomand orice strategie în care voi lua sau masterclass, să vă duceți și să o puneți în acțiune. Mai întâi, pe demo. Dacă voi dumneavoastră, e foarte bine de ajută. Super tare de tot. La un timeframe mai mic, lucrează? Da. Lucrează, dar eu recomand un timeframe-uri de minim H1 și H4. Până la urmă, noi doar nu urmărim fiecare lumânare. Sau avem de aici scalpe, pe care fac scalpe. Scalpe, sunt? Știți cum? Depistați intrarea în H1 sau H4, intrare sigură. Dacă eu vreau atât de mult să mai adaug, cum și-am spus, trăiesc totuși cei persoane care este foarte activă pe piață, am multe obligări, de ce nu? Vă duci să am 30, am 15 și la fel după parabolic, voi depistați semnal de intrare pe piață, dar nu uitați că în timeframe-ul micuț, acolo merge vorba și de profit micuț. De aceea, vă recomand să mergeți acasă și să folosiți măcar timp de o săptămână să vedeți cum lucrează parabolicul acesta și o să vedeți că, într-adevăr, vă oferă semnale foarte frumoase, atât pe impuls, cât și pe corecții. Și voi aici puteți folosiți și lagăți, și medieri, și adăugări, ca ulterior să ieșiți în profit, să nu credeți niciodată nu așteaptă, că mereu faci profit. Și lăcomie, de fapt, vă o creiem. Da. Da. Fiecare instrument își are parametrii săi. De aceea, atunci când voi plasați acest indicator, plasați prost. Automat parametrii se instalează în funcție de instrument. Da, eu am înțeles. Nu, pur și simplu, am văzut că numai cu 0.2 nu ai găsit încheiere informații. De exemplu, contanța ta, tu se poate modifica dacă cu 0.4, să cer de genul să trebuie, dar sunt drept ăsta. Pe care contanții lucrează cu 0.2? Aici eu aș spune, dacă vreau puteți să faceți careva experimente, da, spune 0.3 și m-ați făcut, ați făcut la început, ați făcut analiza pe toate pe Explorer, puteți liber, dacă aveți o zi liberă, ați spus 0.3 și analizați din punct de vedere Explorer, dacă el lucrează bine, sau 0.4. Și toți indicatorii au parametri. Ce indică parametrii dați? Ori numărul de lunări care se numere, ori o formulă, se schimbă de formulă, un coeficient, da? Care îl dă un rezultat total diferit. Deci, ne-am spus să încercați ca experiment. De regulă folosim 0.2. Acum, încă un moment foarte interesant. Parametri standard, da? Standard, asta. Standard. De regulă. Ce specific mai are natural gaz? Ce mie îmi place foarte mult natural gaz, dar să stres pe el, are moment și au spus de la început. Face corecție, așa spunem, încet, și face explodări de preț, da?
Aici are un specific foarte, foarte interesant, anume zis punctul de vedere. Anume natural gazul are corecții laterale, are corecții, așa spunem, drepte, după care prețul face o explodare de preț, face o creștere bruscă, în sus sau în jos. E că aici, dacă dați un pic în istorie, a fost un drăz crescător, anume situația aici, situația de genul dat. Era impulsul, corecția, practic laterală, o creștere bruscă, iar corecția laterală, o creștere bruscă, iar o corecție practic laterală, o creștere bruscă. Deci era ca piscări, da? Adică la fiecare posibilitate. Și vedeți, acum eu tot repetă, doar faci un pic mai micuț, corecția îi face deja mai așa, mai adânci, dar are momente, atât de crescător cât și de crescător, are situații când sunt practic inactive în perioada de tranș 1, după care el explodează în direcția noastră. De ce? La natural gaz, proiectul parabolic, veți folosiți nivelele și ordinea mânată, pe direcția care este strânsă. Adică aveți o pauză, știți, după orice pauză, ca și bun încerbând sunt indicatorii care au cunosc, da? Când se formează pauză, el stă practic loc, după care se desface, da? Evident și aici tot așa. Când este pauză cu reacție, strânsă vostru crescător, asigurați-vă după nivel cu bai stop. Și lăsați tranzacția să se activeze și să primească direcția de asta. Foarte bine merge, anume are specific unica cotație care are așa corecții laterale perioadă lungi și explodări de preț, anume pulsul o face din lumânări mai puternici. Corecția poți să facă ca așa, stai practic tu loc. De ce? Dacă dată perioada ca așa, să-i mai clar, dată perioada ca așa. Să-i mai interesant. Asta. Ia uitați. Impuls, corecție, practic lateral, după Fibonacci te ajunge practic fix în nivel, iarăși impuls. Deci am făcut așa o creștere, nivelul 100, ținem că era nivelul 100 al Fibonacci era pe aici, nivelul 168 era Fibonacci, lucrează perfect. După care, evident, trebuie o închis tranzacție de regulă pe aici, pentru că în punctul dat, chiar și eu personal am închis pe aici, pentru că nu știam, așteptam să înceapă corecția, a făcut o ori așa o creștere mai mare, după care, făcut o corecție, iarăși, un impuls puternic în sus. Nu, el nu merge strict după același, mai are și devieri. După care, iar corecție după Fibonacci, iarăși o creștere bruscă în sus. Corecție crește, corecție crește. Adică are specific puse de a face impulsuri, așa spunem, puternice într-o direcție. Și evident că am înțelegi că este într-adevăr impuls. Faci figuri de ghițire sau figuri de acoperire pe ornel. Transiționați și nivelul după el. Atât nivelul lucrează foarte bine. Dacă spui nivelul, fiecare corecție lovește nivelul oglindă. Știți nivelul oglindă? Ce înseamnă el? Adică este nivelul dat este nivelul oglindă, da? Este testat în timp ca nivelul de rezistență, după care este testat pus așa ca nivelul de spor. El este destul de interesant și el lucrează foarte bine pe natural gaz. Ok, dați dăm petrol, vreau să primi nivelul de petrol să vedeți cum lucrează nivelul de săptămână pe ecran sau de aia. Da, pe ecran sau de aia. Da, pe săptămână. Da, este ce? Ce-i cotați? A, brânt, da, este. Dar puneți nivelele, dați-o șterg un pic aici. Foarte bine lucrează el cu nivelele orizontale în perioada de săptămână. Foarte bine. Ia uitați. Cât de bine lucrează, de jos. Cât de bine, ia uitați aici. Dacă vă uitați așa, a fost o creștere, o corect, prețul rog aici, vreau să uitați prețul ce vreau. Un impuls, corecție, impuls, corecție. Impuls, corecție, impuls, corecție, impuls. Creșterea stare în nivelul. Exact în etapa, exact cu o precedată în situația dată, practic în același moment s-au oprit și aici. E același nivel, exact aceeași mișcare. Acum, după ce a fost corecția dată, a fost un impuls, el nu a ajuns în nivelul dat, aici tot am făcut o lunare neagră, fix punct și aici, de valoare. Fost trecut un nivel, următorul nivel al lui era nivelul de sus. Deci noi ne așteptam la tranzacție doar la nivelul dat. El aici a format o divergență, să o punem puternic în jos. Acum așteptăm până la nivelul de retestare, corecția dată posibil până la nivelul dat, nu știu ce trebuie aici, după care nivelul dat trebuie să fie testat. Evident că la nivelul dat trebuie să fie câteva testări, este un nivel destul de puternic, și la schimb pentru că lucrez aici, și așteptăm ca el să trăbată nivelul de sus. Deci, cu, cum spun așa, cu încredere și cu, fără frică, tranzacția de cumpărare până la nivelul dat. Eu sunt din părerea că până la sfârșitul va ajunge până la nivelul dat. Depinde iarăși de organizația obiect, dar de regulă el merge și tehnic foarte bine. De ce? Așteptăm corecție, așteptăm lovitura de nivelul dat, dar puteți să spuneți ce nivel este.
70 puncte, aici, da? Da. 11. Nu, el e, dacă el e un pic de gara, trebuie la prețul de 70. Prețul tot. Nivelul de sus, nivelul dat, el e 80 ceva. 78.50. Nu, e poate, da. El e în jur la prețul de 80, știți. El e 79 și sunt niște umbre, da? De vie, pe vreau să-l pun un pic mai sus, dacă uităm niște de istorie, el e practic la prețul 80. Noi, șervonătorul de sus, este la prețul aproape de 90, 80 ceva, 85, care e deja va fluctua în zonele date. De ce? Traderii, acum se trebuie tranzacții de vânzare, recomandăm până la nivelul dat, până la nivelul de 70-11, după care, dice, sigur, tranzacții de cumpărare. Dacă doriți, își spuneți pe bonaj creșterea dat și atent că își desfie nivelul ori 50, ori 38 și 2. Ia spuneți. Nu, nivelul proșu. Practic, coincide cu nivelul proșu. El așa cu umbra să joace, poate să răpat un pic nivelul dat, ce pierdem de parte mai. De ce? Așteptăm criteria dată, ia să ieși ca un mic trend descrescător, fiindcă acum formează trend descrescător, până la nivelul dat. După care, mai departe sus. Foarte bine lucrează nivelul de ochi. Dacă uitați și în toate mișcările date, practic, aici tot așa au ajuns până aici, el lucrează foarte bine. De ce? Acum ne așteptăm la mici tranzacții de vânzare, posibil aici să fie creat și pe vederea dată de către obiect. Dacă obiectul până în august să se formeze, să se împingă prețul jos până aici, poate aș un pic mai jos străbat un pic, sau testeze cu umbră, după care mai departe bac. De ce? Acum vor fi posibilități de intrare în cumpărare cu termen mai lung. Evident, care avem nevoie de pornire, nu vă grăbiți în cazul de care avem la nivel rapid buy, adeptăm lovitura, retestarea și mergem în partea sus. Traderii de care au tranzacții de cumpărare, au sunt traderii care au tranzacții de cumpărare de mai jos, aici e folosit la cât pozitiv, intră tranzacții de vânzare și iau un profit cu termen scurt, după care termen lung mai departe bani. Pentru că el trebuie să ajungă, el trebuie să crească, să vede cererea globală, că este nevoie de petrol, este nevoie de creștere, da. Chiar dacă el, în mare parte, petrolul, deja într-adevăr nu se mai consumă așa cum se consuma în 2019-2018, pentru că, într-adevăr, trecem tot pe energie regenerabilă, da? Dar, evident, oricum se crește cererea, da. Și el, dacă vă străbate nivelul, da, dar deja vă suntem mai departe de sus. Pentru că, chiar dacă vor fi produse regenerabile, vor fi, se va aduce lupta asta cu nu fi poluarea aerului, da? Oricum, OPEC-ul nu va permite ca prețul la petrol să fie ieftin. Ei ce vă faci? Vor mișora rezervi de petrol. Vă spuneați, petrolul e într-o calitate limitată. Ei joacă așa cum vor ei. Ei cunosc petrolul este într-o calitate limitată, decât să-l vândă ieftin și mult, dar vine să vândă scump, dar puțin. Da? Întrebări sau? Da, da. Cine? Sunt la mea gata. Da, dacă ați comentat... Da, noi vă vrem de la dumneavoastră ca să faceți o diversificare a portofoliului nostru, nu vă axați doar pe piața valutară, dar nici nu tare mult diversificați, pentru că asta nu aduce rezultatul care noastră vă doriți. Dumneavoastră, de ce diversificați? Ca să dați mai mult pe rei valutare, să dați mai mult cu cotați. Doar că traderul pierde esența și pierde, spune așa, imaginea. Când el transitează strict petrol sau pe ceva pe rei valutare, el deja le simte, el deja le înțelege la perfecțiune. Când traderul se diversifică pe 20 tranzacții, el nici nu le poate urmări, fiindcă la mare parte de ce noi recomandăm aceste cotații direct și indirect, fiindcă ele, mare parte, 60% sunt diferențate de cine. Dolar american. Fix așa și cum petrolul este diferențat de dolar american, fix așa și cum au. Și noi știm că dacă urmărim din dolar american și știm evoluția lui, în mare parte știm evoluția pieței, un control se duce. Deci nu vă axați pe foarte mulți cotații, axați-vă pe piața valutară 7-8 cotații, piața de mărfuri, aurul, petrolul, da? După care, iarăși, piața de capital, recomand traderilor care deja au experiență de vreo jumătate de an și au depozite profesionale. Fiindcă piața de capital e foarte profitabilă, iar are un potențial foarte mare, dar evident că acolo trebuie să-ți pregătiți. Da? Din punct de vedere psihologic, dar și ca potențial. Întrebări? Propune sugestii? Trebuie de pus în practică, eu vreau un lucru foarte bun să înțelegi de asta.
cum și-a spus domnișoara Elena, traderul este cel care nu care un artist nu sună corect cu cel care face bani. E trader cel care face bani, dar este trader cel care deschide tranzacții, este activ pe piață. Pentru că celălalt, dacă el deschide tranzacții și o lasă pe termen lung, de asta nu puteți vă numi trader, sunteți deja investitor. Este corect, așa? Traderul este persoana care fiecare zi este de minim o tranzacție. În fiecare zi este activ pe piață, sell, buy, pe corecții, pe impuls. Sunt acei traderi care ei văd că piața e corecție, dar nu se înfieți. Un domn se spate și un semn într-un două puncte, nu trebuie mult. Dacă acești sunt traderi, care ei nu pot să nu schimbi tranzacții. Asta e ca... aveți cum ca un arcoșul, mare parte. Nu este chestia asta. Nu, nu poți să-ți fii tranzacții, deja devine dependent de piață. Devine, deja sunt traderi care spun că eu nu mai vreau altceva, vreau să mă ridic în domeniul dat. Cred că este domeniul meu. Cum și eu personal, deja domeniul dat, cred că niciodată în piață să mă gândesc, să zic gata, nu urăsc tranzacționarea, pentru că ei mi-aduce satisfacție, mi-aduce profit, mi-aduce tot ce am eu nevoie. Pentru ce trebuie să mergem? Nu s-a dat că ești prins doi. Atunci când sunteți foarte activi. De ce? Cum crezi? De ce noi prindem 2 euro, da? Facem profit și așa nu mai bine. Profit? Profit, dai profituri încă, vii și la viitor. Experiență? Experiență încă? Profilul ăsta psihologic, adică mai... De acord încă? Ce faci noastră? Bani. Bani, bani, bani. Nu destul că noi luăm proiecte, încă și comisioane, nu mai este tot. Dar de comisioane. Dar de mori. Am venit comisioane. Cine sunt prea alți? Fie comisioane sau încă nu? Traderi care sunt prea alți, deja primesc 3%, ceva proiecte 4% sau nu știm. Nu, da? Tot timpul despre scopul dat, care acum discutați în grupul de trecători, VIP, da? Trebuie să vă gândiți tot timpul la VIP, la vă puneți, cum așa, ieșiți din zona de confort, vă puneți un nivel sus. 3% că nu le-am primit, nu știu de ce motiv, de regulă, prima săptămână din lună se primește 3%, cred că până vineri vor fi 3% sau și priorite de 3 dolari de fiecare lot vor fi. Deci noi pentru traderi pe lângă tot, la începutul lunii, din bucurile pe brokerul și comisioane. Care și cine? Cine este 100, cine 1000, cine 2, cine 5 și la mai departe, dependență de depozit, dependență cât de activ este pe piață. Nu dependență de depozit, dependență de scopul, aș spune aici, pentru că depozitul formează funcție la scopul vostru. De ce atunci când eu îmi deschid o afacere, evident că eu o să, nu o să deschid cu banii care le-am în buzunar, corect? Eu vreau un restaurant, dar eu am 5.000 de euro în buzunar, eu o să deschid cu 5.000. Nu, cineva se axează și este bine pentru el să facă 300 de dolari pe lună, dar cineva îmi spune, nu, mie asta nu mi-ajunge, eu vreau 1000, eu vreau 2, eu vreau 3, eu vreau 10. Deci ea depozitul se creează în funcție de voi și profitul la fel. Bine, dacă întrebările nu mai sunt, noi vă mulțumim că ați fost astăzi cu noi. Avem și informația care vă oferă, va fi de util dumneavoastră, folosiți-o la maxim. Prindu-ți toate mișcările și vă rog foarte mult, traderi, am avut spații, că pe aceasta un trader am întrebat ce vă veți rămas, nu știu. Nu au avut asta la dumneavoastră, pentru că atunci eu mă supăr foarte mult, din motiv traderul nu poate să fie așa spații, ca să nu știi ce să fie ce evenimente sunt politice, economice, astea, dar cel mai important. Pentru cel de om de afaceri, care tu nu știi, ai un magazin de, nu știu, vinzi căpșuni, dar tu știi care e situația de piața națională, care costă și care se cere și care se oferă. Sunt căpșuni, vin din Turcia, nu vin din Turcia. Dacă aveți cunoscuți care au afaceri, îi cunosc toată informația dată, direct influențează pe cont. Pentru că trebuie să deschide sânul, este noutate, așa cum și în bani. Dar dacă noutate, înainte noutate, nu se deschide tranzacții, da? Adică cum? Ce că anumit trader face careva greșeli care nu trebuie să fie la tranzacționare. De ce? Fiți atenți, urmăriți piața, urmăriți fundamental, indiferent. Vedeți, ei cum sunt fundamental, fundamental de trebuie să fie la curent toate noutățile lumii. Bine, vă rămân o zi bună, fie de un take proper.